Și 36 de minute, ne ascultați pe frecvențele Europa FM din toată țara, dar suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Am început cu Marc Anthony, You Sang To Me. Marc Anthony, unul dintre artiștii favoriți ai invitatului de astăzi, Gică Popescu, bună dimineața! Bună dimineața! Bun venit la Europa FM! Mulțumesc de invitație! Te-am invitat alături de noi pentru că înțeleg că primul muzeu al fotbalului din Europa de Est se află la București și e mai mult decât o înșiruire de tricouri, fanioane, trofee, lucruri de genul acesta. Am văzut o cameră specială în care se poate vedea fotbal, o cameră în care poți să comentezi meciuri de fotbal, o cameră în care se întâmplă, mă rog, multe lucruri care se întâmplă pe 5 etaje undeva în centrul vechi din București. Deci nu e un muzeu clasic, bun, muzeul fotbalului. Că este un loc al emoției. Da, un loc unde poți să regăsești momente importante ale istoriei fotbalului românesc, momente importante din istoria echipei naționale și a echipelor românești care au făcut performanță la nivel internațional. Mă bucur pentru că în sfârșit fotbalul și-a găsit un loc al său, fotbalul și-a găsit un loc unde noi, cei care am avut posibilitatea să jucăm la un anumit nivel și să adunăm tot felul de amintiri, putem expune din emoțiile pe care le-am trăit și putem arăta iubitorilor de fotbal, de sport în general, dintre aceste lucruri de o valoare incredibilă, valoare sentimentală, în primul rând, pentru noi, tricourii adunate de-a lungul timpului, eu știu, trofeii pe care le-am câștigat și, din păcate, până acum stăteau undeva în sertarele sau în dulapurile din casele noastre, fără să avem posibilitatea să ne bucurăm împreună cu suporterii de aceste obiecte pe care noi le-am strâns de-a lungul timpului. Eu aveam foarte multe tricouri ținute undeva în dulap acasă și când am auzit de proiectul, de acest proiect, m-am bucurat foarte mult. Sau după aceea, imediat ce a fost lansat evenimentul, ați participat și voi la lansarea acestui proiect, am primit foarte multe telefoane de la colegi de-ai mei care mi-au spus, băi, în sfârșit, tricourile pe care le aveam sau trofeile pe care le aveam la noi acasă și erau prăfuite, putem să le expunem și să lăsăm și pe alții să se bucure de aceste obiecte de o valoare incredibilă. Eu nu l-am prins pe Dobrin în activitate, deci n-aveam cum să-l văd, dar am văzut unul din tricourile lui expus la muzeu. Ce alte tricouri sunt purtate de jucători români? Bun, sunt în muzeu. Deocamdată acest proiect este la încălzire. Da, nu a început meciul. E colecția de bază. Colecția de bază. Sunt foarte, foarte multe trofee, tricouri pe care le-au putut jucători importanți la anumite evenimente. Acum am început cu cele ale jucătorilor români. Generația Lucescu, Dinu, eu știu mai înainte, generația 70, care au jucat la mondiale prin tricouri pe care le-au cumpărat, s-au dus în oraș, le-au cumpărat, le-au pus numere și au jucat. Deci acele jucători care nu erau branduite de eu știu ce firmă importante, au o greutate nemaipomenită. Sau tricourile de debut ale noastre, când am început în anii 80 și jucăm pentru echipa națională, aveam tricouri din bumbac, care atunci când se udau de transpirație cântăreau foarte, foarte mult și aveai nevoie de picioare importante ca să le suporți. Deci sunt tot felul de trofee pe care noi le-am câștigat. Uite, am întrebat pe cei de la muzeu dacă vor să expun cele 6 trofee pe care eu le-am câștigat de cel mai bun fotbalist al anului, pe care lumea nu le-a văzut. Nici măcar prietenii mei nu le-au văzut, pentru că le-am acasă în cutii. Închise. Nu pot să le scot. Sau, știu, tot felul de distincții pe care le-am luat pe la echipele unde am jucat. La un moment dat am fost ales la Barcelona cel mai bun fundaș central, sau unul dintre cei doi fundași centrali în echipa sezonului în Spania și acel trofeu stă acasă. Deci sunt tot felul de astfel de am văzut că nu e doar distinții. Istoria fotbalului românesc acolo. Am văzut și tricouri. Am văzut tricoul lui Maradona, Ronaldo, da. Maldini. Și urmează să vină și altele, pentru că acest muzeu este împărțit pe zone. Odată istoria echipei naționale, după aceea o zonă unde sunt tricourii internaționale ale jucătorilor mari, cum ai spus tu, Maradona, Maldini, eu știu, Klinsmann. Sunt atât de mulți jucători de-a lungul istoriei ale căror tricouri vor fi expuse, încât avem nevoie de foarte, foarte mult timp ca să le consumăm și să împărtășim emoție cu suporterii. Și mi se pare foarte bună ideea că se vor schimba mereu colecțiile, astfel încât te poți duce
permanent de mai multe acolo. Ori acolo, da. Adică nu e suficient să mergi. Să nu găsești aceleași tricouri. Exact. E normal să fie toate așa. Din trecut. Adică, zică, cam câte zeci de ani estimez că vor rămâne colecțiile așa, fără adăugiri, cu alte trofee, cu alte... Eu mă bucur să ajungem la momentul în care să terminăm emoțiile noastre și să începem să livrăm din emoțiile pe care le vor produce jucătorii de la echipa națională. Sperăm să ajungă să joace la mondiale, la europene, și atunci când terminăm tricourile pe care noi le-am schimbat la mondiale, la europene, în cupele europene, finalele pe care le-am jucat, să înceapă să livreze noua generație. Sincer, acum mai ai vreo speranță în privința fotbalului românesc? Pare rău. Da, eu sunt optimist așa incurabil. Și întotdeauna îmi place să văd partea plină a paharului, indiferent cât de micuță e. Și care e partea asta plină mică a paharului? Gena noastră. Noi avem un popor extraordinar de talentat. Însă avem o mare problemă. Nu avem o încredere în noi înșine așa cum ar trebui să avem. Istoria ne obligă să avem încredere. Istoria ne obligă să credem în potențialul nostru. Am fost buni la toate sporturile. Handbal, campion mondial, volei, eu am câștigat echipele din trecut, Liga Campionilor, fotbal, Liga Campionilor, echipa națională a participat la 3 ediții de mondiale și 2 în 10 ani de zile. Deci de ce să nu sperăm când istoria ne obligă să sperăm? Trebuie să credem mai mult în noi, trebuie să facem ceva, pentru că dacă stăm să ne cadă din cer, păi o să plângem eu pe umărul lui George pe umărul tău, ani de zile. Trebuie să facem ceva, trebuie să ne ridicăm mânecile și să trecem la treabă. Pentru că suntem un popor atât de înzestrat încât ar fi păcat să așteptăm să treacă anii pe lângă noi și să ne uităm cum fac alții performanță. Da, tu lucrezi acum cu Gică Hagi la Farul Constanța pe fundamentul Academiei lui Hagi, care a dat niște jucători. Ajungi la maturitate în punct de maximă glorie la Europeanul de Tineret în semifinale, da? Și acea generație a făcut pasul către seniori și, din nefericire, foarte puțini dintre fotbaliștii în care noi, microbiștii, ne-am pus foarte mari speranțe, au reușit să confirme. Cum îți explici asta? Adică ăștia sunt totuși o generație de copii crescuți de campioni, de tine, de Hagi. Au fost crescuți, numai că noi creștem până la un anumit punct, după care pleacă de lângă noi. Eu cred că ce facem noi la Constanța este un lucru extraordinar. Uitați-vă ce se întâmplă cu foarte mulți jucători care pleacă de la noi, se duc, se pierd, și după aia vine Hagi. De ce se pierd? Un tip super pasionat, l-aduce pe Alidec, pe Alibec, performează. L-aduce pe Luis Munteanu, care era pierdut, performează. L-aduce pe Beluță, performează. Deci, de ce? Nu este oare mână de antrenor, nu este vorba de priceperea antrenorilor. Ba, dar vă spun eu, este ține de antrenor, ține de pasiunea antrenorului, ține de capacitatea lui să facă un jucător să joace și să scoată la suprafață calitățile cele mai bune pe care le are un jucător, ține 90% ține de antrenor, vă spun eu. Bun. Iar, scuză-mă, Vlad, imediat, spuneai de această generație, ok, eu cred că proiectul nostru este încă unul la început. Această academie și-a început activitatea acum 10 ani de zile și a produs foarte, foarte mult. Sunt peste 60 de jucători în prima ligă și jucători de echipa națională acțiune a echipelor naționale pleacă undeva între 35 și 40% din totalul jucătorilor de la noi. Deci noi livrăm, dar e prea puțin. Bun, atunci am eu o întrebare, că ai spus că este mână de antrenor. Ok, te referi la antrenorii din fotbal românesc, dar de ce nu sunt... Și cei de afară? Ok, de ce nu mai sunt jucători români în prima linie, așa cum erați voi acum 20-30 de ani? Ce se întâmplă afară. Aflați, vine un antrenor și cumpă un jucător, să-l cumpără managerul sau clubul și îl pune la dispoziție. Dacă performează, performează, dacă nu performează, aduce altul. Pe că la noi nu e așa, nu-ți permiți. Dacă nu am posibilitatea să-l... nu joacă Alibec, îl dau și îl aduc pe Luis Munteanu sau pe Ianis Hagi sau pe nu știu cine, da? Nu, noi trebuie să stăm și Gică stă cu ei și lucrează și discută și... Deci fiecare jucător în parte reprezintă un obiectiv important pentru noi. De ce nu mai e un fundaș central român la Barcelona, de exemplu? De ce nu mai este un mijlocaș atacant, cum era Gică Hagi? Ce am făcut noi în ultimii 10 ani de zile, ca proiect fotbalistic, la nivel
național ca să putem să sperăm. Eu nu fac campanie, nu mă interesează să conduc fotbalul românesc, dar oamenii ăștia care au venit acum 10 ani de zile, în momentul în care s-a terminat o generație, băi, trebuie să pui ceva în loc. Trebuie să faci ceva. Nu poți să aștept să facă cluburile. Nu se poate. Trebuie să faci o strategie la nivel național, pentru că au făcut toate țările. A făcut Spania și a ieșit campioană mondială, campioană europeană. A făcut Belgia și a ieșit locul 3 la mondiale. A făcut Elveția. Ungaria. Da. Ungaria nu mai vorbesc, da? În Ungaria cel mai aproape și echipă, și are echipă în Champions League, are echipă în Champions League și are echipă în calificatele europene. Da. Și iar în Liga Națională a bătut pe toată lumea. Și ce înseamnă pentru strategia că au făcut asta? Ceva. Ce înseamnă strategia? Ce ar fi trebuit făcut? Un proiect. Băi, ce trebuie să fac? Organizare, practic. Trebuie să fac un proiect pe care 10 ani de zile să nu mă bat la el. Dar proiectul ăsta trebuie făcut de oameni care se pricep. Cei care sunt acum la conducere nu se pricep, dar nici nu vor să aibă lângă ei oameni care să zică, băi, ăștia se pricep, iau lângă noi, noi rămânem doar de partea de imagine, fotbal internațional, să-i lăsăm pe ei să lucreze. Nu, pentru că nu suportă în jurul lor oameni care să le ia protagonismul. Și dacă nu te pricepi, aștept tot timpul să facă cluburile, să investească cluburile, dar tu trebuie să dai tonul la nivel național. Pentru că așa au făcut, v-am spus, toate aceste țări care au făcut performanță. Germania a început un proiect în 2000, când au făcut un punct cu noi în grupă, la europene, și la 12 ani au ieșit campion mondial. Spania, cu centrele regionale, campion mondial, campion european de două ori. Deci trebuie să faci ceva. Nu poți să aștepți tot timpul să scadă din cer, să facă doar cluburile. Deci, practic, nimeni din cei care au făcut performanță în fotbalul românesc la nivel internațional nu se află în echipa de la federație, dar au lansat vreodată invitația de a vă alătura? Am încercat să aduc antrenor la echipa națională, dar nu ăsta este... Doar atât. Da, dar ok, echipa națională este până la urmă rezultatul a tot ceea ce se întâmplă jos. Toată organizarea. Trebuie luate de la copiii juniori, făcut un proiect de jos, iar 10 ani de zile nu trebuie o virgulă schimbată. Mai am o întrebare apropo de fotbalul de cluburi. Nu ți se pare că diferența acum între fotbalul din Est, de fapt, și ce se întâmplă în Vest este atât de mare, financiar în primul rând vorbind, încât nu mai e nicio șansă dar de a recupera ceva? De ce? Păi, nu știu de ce, dar eu observ... Pentru că permitem lucrul ăsta. Cine permitem? Cei din Est. Cei din Est permitem. A existat o încercare de reformă care s-a terminat foarte prost în urmă cu câțiva ani, nu? Nu. Atâta timp cât permiți ca să-și bată joc de tine cei de la UEFA, o să-și bată toată viața joc de tine. Și fac această diferențiere între cei bogați și cei săraci. Ne-am mai dat și noi acum Liga, Conference League. Asta a zis, bă, ia la și voi Conference League, da, și luați 1, 2, 3. Să nu uităm că am avut șansa noastră, am avut un moment foarte bun în care am fost în topul coeficienților UEFA, am avut participante direct în grupele Ligii Campionilor. Coeficienți astea? De unde în fotbal coeficienți? De ce coeficienți? De ce echipa campioană a României, membru în da, sunt țară din Comunitatea Europeană, care sunt a 7-a țară din Comunitatea Europeană. De ce eu nu am dreptul cu campioana o măcar în Europa League? Nu în Champions League. Corect, în Europa League ar trebui. Bă, de ce nu mă lași cu campioana cel puțin? Că campioana în Europa League înseamnă 10 milioane, 12. Și încep lucrurile să învârtă și la noi. Aoleo, intru în Europa League. Practic, banii ăștia nu mai ajung și în România. Păi de ce? Doar în... De altă parte, asta spuneam, că trebuie să ne gândim și din perspectiva celorlalți, da? Au pumpat niște bani aici, Unirea Urziceni, Oțelul Galați. Au luat câteva zeci de milioane și cluburile alea au fost desfințate, au banii sau... Asta e bucătărie internă. Asta e bucătărie internă, nu vorbim de bucătărie internă, vorbim de abordare internaționale. Bă, dar de ce nu mă lași? Eu nu o să scă niciodată capul. Eu înțeleg, Champions League, echipa... Da. Joacă 4 echipe. Păi nu mai Liga Campionilor aia, mă. Când e locul 4 din Spania, Italia, Franța, intră. Nu mai Liga Campionilor. Dar oamenii asta vor să vadă. Și înțeleg... Meciuri de top. Și am zis, ok, televiziune plătesc mult, înțeleg. Champions League. Bă, dar nu mă lași în Europa League și pe mine? Cu campioana măcar? Asta ce înseamnă? Că acceptăm situația să nu fim acolo. Să nu fim acolo. Că dacă n-am acceptat și am dat cu pumnul masă, vă spun eu că zicem, ok, te acceptă. Măcar în Europa League. E corect ce spun, măcar da. Acolo. Păi până și în Conference League trebuie să dau baraje. Da. Așa e. Deci nu o să avem, Vlad, ca să-ți răspund eu la întrebare, nu o să avem prea curând. Și zic, Vlad, de ce? Că acceptăm. Da.
tricouri ale jucătorilor actuali în muzeul fotbalului, da, despre care, că de acolo a plecat discuția. Sperăm să-l avem totuși. Mai avem doar 3 minute. Care e cea mai importantă piesă din muzeul fotbalului? Tricoul meu, din finala cupei. Așa e, acolo acum, cu autografele celor care au participat. Da, este tricoul din finala cupei UEFA cu Galatasaray, care a marcat golul, da, victoriei. Da. Urmează tricou, o să expun și tricou din finala cupei cupelor, Barcelona-Paris Saint-Germain, de la Rotterdam 1-0, n-a fost că doamne echipă și-a ridicat trofeul, și alte, multe alte surprize. La cât ajunge ca valoare un tricou de genul ăsta? Din câte știu, se licitează, se tot tranzacționează. Depinde de cine licitează, depinde de cât de mult îți dorești în colecția ta un astfel de tricou, poate să ajungă de la 1000 de euro la 10.000. Adică un tricou de genul ăsta, un tricou dintr-o finală de cupă. Eu am dat la... S-a făcut la un moment dat o acțiune pentru Neșu la Oradea. Și mi-am licitat ghetele mele din finala cu UEFA, pe care un turc a plătit 30.000 de euro. Că vrea să le aibă în colecția sa. Nu? Probabil că dacă a scoate tricou, ar fi cel puțin pe acolo. Cel puțin. Dar la nu-l scot. Ghetele le-am dat pentru Neșu, că era o chestiune de suflet, da, știi? Da. Și merita să dăm orice, da, lui Neșu. Și un turc a plătit 30.000 de euro și banii s-au dus către fundația lui Neșu. Din câte știu, mănușile lui Ducadam din finala de la Sevilla nu mai sunt în țară. Avem vreo șansă să vedem... Eu zic că ar trebui să facem, nu știu, eforturi, să le aducem înapoi, să le spunem în muzeu. Avem vreo șansă să le vedem la București, în muzeu? Eu aș fi unul dintre cei care ar participa la readucerea lor în România, pentru că aparțin istoriei fotbalului românesc. Categoric. Acum să te mai întrebăm, Gică, începe cupa asta mondială controversată din Qatar în 10 zile. Cum o vezi tu? Adică atipică. E atipică. Mi-e greu să vorbesc de ea, pentru că sunt atât de multe necunoscute. Este pentru prima dată când se întâmplă în jumatea sezonului. Sunt foarte mulți jucători accidentați pentru că sunt în activitate. Se întrerup campionatele sâmbătă, duminică și pleacă jucătorii, da, imediat în 4 zile joacă. Noi nu jucăm în perioada grupelor, campionatele interne, după care, după grupe, începem să jucăm iarăși și... Deci este... Infernal. Da, este... Nu știu, sunt curios să văd cum se va desfășura această ediție de campionat mondial, pentru că este una atipică și nu avem la ce să ne raportăm ca să facem anumite evaluări. Dar întreruperea campionatelor interne pe durata grupelor, inclusiv în cazul României, care nu are jucători acolo, este impusă de UEFA? Televiziunilor, pentru a nu face concurență televiziunilor care transmit mondialul. Din păcate nu mai avem timp, că noi am stat de vorbă, ne place tare mult să vorbim cu tine. Poți să ne dai și un pronostic pentru diseară? Dacă e meciul de... Pe mine mă interesează direct, ținând cu echipa cealaltă decât cea cu care ții tu. Trebuie să fiu de la început, când rămâneam în trafic, infernal. Multă baftă diseară la meci și sper să fie un meci frumos. Mulțumim pentru că a venit alături de noi în deșteptarea la Europa FM. Eu vă mulțumesc. Mulțumim mult. Numai bine. Gică Popescu a fost alături de noi în deșteptarea. Ne auzim și mâine. Numai bine. Toate bune. Pa, pa! Deșteptarea. Vlad, George și Luca. Mamă, deci aș fi stat acum...